găsit, am întârziat puțin fiindcă m-au sunat din America, ci că loteria vizelor se va organiza în sens invers începând de astăzi. Dar Donald Trump a devenit al 45-lea președinte al Statelor Unite ale Americii după ce a câștigat în Florida. Florida a cunoscută de acum încolo drept Teleormanul Americii. Evident, nu vom judeca noi aici votul americanilor, că dacă ne judeca cineva pe noi până anii trecuți după cum ne-am ales președinții, apoi... Știți că Donald Trump a spus, între altele, în campania electorală că va construi un zid între Statele Unite și Mexic. Adevărul e că, după alegerea sa, zidul e foarte necesar, fiindcă mulți americani vor vrea să fugă în Mexic. America rămâne țara tuturor posibilităților. Vă aduc aminte că Donald Trump, dincolo de afaceri, a făcut carieră și în televiziune, a jucat în filme și a fost gazda unor emisiuni. Tot în America a fost ales guvernator Arnold Schwarzenegger, în California. Eu zic că dacă vrem să ține pasul cu americanii, trebuie să ne pregătim pentru vreunul din Las Fierbinți sau pentru Ernest, din Trădați în Dragoste, serios. A citit ieri o chestie foarte amuzată pe un site, ci că alegerea lui Donald Trump a fost prompt salutată de Putin, de Kim Jong-un, de ISIS și de Tăriceanu. Pe de altă parte, am urmărit dezbaterile electorale. Sincer, a fost cam ca la noi, adică Trump a făcut o praf pe Hillary, cam de fiecare dată, atât că Hillary n-a avut diaspora care să o salveze. Se spunește că singura șansă ca America să-și păstreze decența după alegerea lui Trump președinte este ca prim-ministru să fie propus Cioloș. Glumesc, desigur. În America președintele este și șeful guvernului. E cam ca la noi pe vremea lui Băsescu. Cam așa. Am înțeles că unii dintre americani sunt atât de înfricoșați de alegerea lui Donald Trump, încât pe marginea șoselelor au început să apară mesaje scrise cu graffiti. America, pământ românesc. În fine, dar general se zvonește că Donald Trump a rugat-o să-i dea câteva șuvițe din părul ei ca să le poarte la dineu de instalare. Raluca, doamnelor, domnilor! Stă bine, sper să vină de el. Dau un pic de roz, iar prinde și vedină. Doamnelor și domnilor, astăzi în emisiune, fiind de, chiar cu o seară înaintea de începerea campaniei electorale, v-am mai pregătit o mică discuție despre politică. Partidele se aliniază la start, începând de mâine, de fapt, vor intra în competiție. Ne vom adapta și noi programele, așa cum de altfel vedeți, ne-am adaptat și acum, fiindcă suntem pe televiziune cu o zi înainte decât cea obișnuită. Ne vom adapta așadar, începând de mâine, și noi programele în ton cu campania electorală. Bun, astăzi o discuție cu liberalii și cu reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România, imediat după pauză. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiul capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Ocolul silvic Valea Frumoasă a executat în această primăvară împăduriri pe o suprafață de 29 de hectare, lucrare pentru care s-au folosit peste 100.000 de puieți forestieri produși în pepinierele proprii. În anul 2016 sunt sub urmărire 687 de hectare cu regenerări naturale, iar în pepinierele ocolului se află în cultură un număr de 190.000 de puieți care vor fi plantați în anii următori. Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, așa cum vă spuneam, suntem cu o zi înainte de startul campaniei electorale. Vom încerca în această emisiune
să tragem linie cu privire la ce a fost în precampanie și să ne gândim la ce ne așteaptă pe perioada campaniei electorale. Cursa se anunță a fi foarte strânsă. Alături de noi, pentru această seară, președintele PNL Sibiu, deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, și candidat, începând de mâine. Sunteți candidat de când ați depus listele, dar de mâine veți intra în competiție. Mulțumesc pentru prezență. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc. Vă gândiți cu groază sau cu relaxare la ce va fi în campanie? Nu, mă gândeam că suntem la mai puțin de o zi, da. Și anume că în seara aceasta la 000 începe campania electorală și că noi suntem pregătiți, chiar începând cu ora 0, să fim... Eu știți ce la sunt curios? La linia de start. Știți ce sunt curios? Dacă începând cu ora 0, vor dispărea billboardurile, panourile mari pe care unii și le-au pus. Bună întrebare, bună întrebare, pentru că altfel... Și pe care de asta le-a spus, spunem, dar de ce nu le-a spus? Care să le spunem și celor care ne urmăresc, billboardurile sunt acele panouri mari pe care le-au văzut cu candidații și care nu au ce căuta legal, expres, în perioada de campanie. De ce nu am pus? Pentru că eu consider că atâta timp cât legea îți interzice să faci ceva în campania electorală, se presupune că nu poți să faci nici în campania preelectorală. De aceea, măcar aici, în Sibiu, am căutat să respect rigorile legii electorale și în campanie și în afara campaniei. Corect, de altfel, spiritul, eu cred că legiuitorul atunci când a spus, domne, nu panouri, realmente asta vreau să spună, nu panouri, nu că în campanie, că în plecare... A, și că a spus, ok, în campanie nu. Pentru că atunci erau până acum. Și au spus nu, dar e foarte interesant, fiindcă în mod normal înainte, tu nici nu ești candidat până nu depui listele. Deci nici n-ai cum să să-ți promovezi figura pe un panou când tu legal nu ești încă candidat. Sau partid în cursă, dacă nu ți s-a acceptat listele. De asta e o furare de start... N-aș vrea să sune urât, dar e pentru fraieri chestia asta. Da, poate fi denumită și furare de start, dar mai degrabă aș spune de o încălcare a spiritului legii. Și apropo de ce spuneați de campania electorală, au fost foarte multe suspiciuni cu privire la finanțarea campaniilor electorale. Și în momentul în care am ajuns președinte de organizație și am decizia politică, inclusiv de finanțare a campaniilor electorale, am spus că una dintre provocările mele ca președinte de organizație este și cea legată de legalitate și să demonstrez că o campanie poate fi făcută transparent cu bani corect atrași și corect cheltuiți. Am reușit și mă bucur să spun că am reușit. În campania de locale, practic, am aplicat la sânge rigorile legii de finanțare a campaniei. De altfel, au fost evaluări la nivel național și PNL Sibiu este una dintre organizațiile, puținele organizații din țară, care va recupera integral de asta la stat sumele cheltuite în campanie. Și asta pentru că am acționat legal 100%. Da. Există, acum, o curiozitate din bucătăria internă a unui partid. Formațiunile astea care s-au afișat acum... Bă, gândesc că banii ăștia nu și vor recupera pe care le-au dat firmelor de afișaj, că sunt în extra campanie, nu? Nu, cei din precampanie nu se recuperează, doar campania legală, adică cea definită de lege între 11 noiembrie și 9 decembrie se face pe finanțare de la stat. Adică știți, era chiar culmea. Adică dacă recuperarea cheltuielilor... Dacă face o imoralitate, să mai dea și statul bani pe ea. Da, era chiar da, din culmea culmilor. Suntem, de fapt, în fața unui moment, vedeam de aparițiile dumneavoastră în presă, vorbeați despre un moment zero. Suntem în fața unui moment zero în care mesajul de noastră către oameni e, de fapt, ăsta. Dom'le, societatea și în întregul ei, cu tot cu politicieni, cu organizații și așa mai departe, trebuie să se scuture, să spună ce a fost 20 și atâția de ani, trebuie să se oprească, să ne dezbrăcăm și de haina intereselor și de alte haine și să o pornim de la zero. Ăsta e momentul, acum,
sau mă rog, acum, pe 11 decembrie? Eu cred că trebuie să fie un moment zero și suntem datori, în special ca oameni politici, să gândim acest moment ca fiind o șansă. Obișnuiam să spun și de fiecare dată când mă întâlnesc cu oamenii, repet lucrul acesta. Aceste alegeri nu sunt despre un loc în Parlament, în Camera Deputaților sau în Senat. Aceste alegeri sunt despre cine va avea majoritate în Parlament, cum va arăta viitorul guvern, cine și cum va arăta viitorul prim-ministru și cine va face echipă cu președintele Klaus Iohannis. Până la urmă este o ecuație cu trei necunoscute la care trebuie să răspundem. Ori, am văzut un președinte ales cu cel mai mare număr de voturi, sprijinit pentru un program de țară blocat sistematic de către o majoritate parlamentară lipsită de responsabilitate 2 ani de zile. Am văzut de asemenea un guvern în frunte cu Ponta, dat jos la presiunea străzii, cu sloganul "Corupția ucide", cu groază că drame precum cea de la Colectiv ar putea să apară oriunde și oricând din cauza indiferenței instituțiilor statului și în locul căruia putem aduce pe termen lung niște oameni care să valorifice și să transforme într-un moment zero, dacă vreți, fiecare zi a guvernării. Pentru că avem atâtea probleme de rezolvat în țara aceasta, încât pentru fiecare dintre ele putem avea câte un moment zero. Eu mă întreb altceva. Apropo de scenariul, că mă gândesc că poate fi una dintre variante, de scenariul în care în Parlament va fi o majoritate asemănătoare cu cea care a funcționat până acum 2 ani, 3 ani, ostilă președintelui. Mă întreb unde ne vom duce, cum va funcționa țara, că am mai avut experiențe din astea în trecut, și mă mai întreb ceva ca sibian, ca om al locului care l-a dat pe Klaus Iohannis președinte. Mă întreb dacă soarta lui Klaus Iohannis nu intră cumva în discuția acelor partide. Mie mi-este foarte clar și cunosc personajele. În secunda 2, dacă PSD-ul ar câștiga alegerile și dacă cel mai probabil condamnatul Liviu Dragnea ar ajunge prim-ministru, primele mișcări pe care le-ar face ar fi următoarele. Blocarea instituțiilor din justiție. Blocarea activității, în special a DNA, DICOT și Parchet General. Suspendarea președintelui Klaus Iohannis și punerea la adăpost a unei clientele politice care, dacă România va ajunge pe mâini bune și își va menține parcursul european și democratic, ar avea mari probleme în justiție în continuare. Eu vă spun cu toată responsabilitatea că sunt înspăimântată că viitoarea majoritate parlamentară ar putea, prin absurd, sper eu, să arate în felul următor. Liviu Dragnea condamnat definitiv, cercetat penal pentru corupție în multe alte dosare, Călin Popescu-Tăriceanu trimis în judecată pentru luare de mită doar de vreun 1 milion de euro, Traian Băsescu, fost președinte al acestei țări și care, din nefericire, s-a îndepărtat total de ceea ce a susținut în cele 2 mandate ale sale. Și asta doar pentru că mulți din anturajul său au ajuns să aibă probleme de corupție în fața justiției. Acest trio, care are în spate și partide, PSD, ALDE, PMP, nu ar avea nici cea mai mică apăsare despre ceea ce înseamnă interes public, despre ceea ce înseamnă credibilitate a României în plan internațional, despre ceea ce înseamnă bun mers al economiei, uneori cu măsuri mai severe de limitare a cheltuielilor statului, pentru a ajunge
să transform România într-o țară competitivă în Uniunea Europeană. Dar cum poate funcționa o majoritate cu un PSD? Pentru că o țară competitivă este o țară prosperă pentru cetățenii ei. Este o țară care oferă un nivel de trai cetățenilor ei asemănător cu țările cu care intră în competiție. Gândiți-vă că România în momentul de față este la 30% din media bunăstării cetățenilor europeni. 30%. Noi ar trebui și avem ca program de țară, noi în Partidul Național Liberal, ca într-un termen scurt de timp, în 4, maxim 5 ani, să ajungem la media, adică la 50% din nivelul de trai din Uniunea Europeană. Deci să ajungem pe media europeană. Aș vrea să rămânem doar o secundă la politică, dacă sunteți de acord. Și încercăm să-mi imaginez și să-i lămurim și pe oameni. Cum ar putea PSD să facă o majoritate cu două partide care, în teorie, se proclamă de dreapta? ALDE și PMP. Pentru că se proclamă de dreapta, dar nu au nicio legătură cu dreapta. Dreapta înseamnă tratament egal în fața legii. Vi se pare dumneavoastră că atunci când votezi în Parlament privilegii pentru parlamentari, imunitate pentru cei care ar trebui să se ducă în fața justiției, oferi un tratament egal în fața legii? Nu. Ce înseamnă dreapta? Înseamnă respect pentru familie. Vi se pare dumneavoastră că ați văzut printre reprezentanții acestor partide respect pentru familie? Nu. Dreapta înseamnă standarde înalte de etică și calitate și de egalitate a șanselor. Ați văzut dumneavoastră în sistemul de educație, în sănătate, chiar și în instituțiile publice, egalitate a șanselor? Nu. Eu am văzut că dacă ești cetățean de rând, mor cu zile în spitalele din România. Pe când dacă ești prim-ministru, te duci și te operezi în străinătate. Sau chiar demnitar. Aș vrea să vă întreb ceva apropo de bunăstare. Fiindcă avem mesaje în această perioadă, doldora pe toate canalele naționale, cum că PSD-ul a aprobat în Parlament majorări de salarii. Lumea vine și a spune, dom'le, o fi dreapta, o fi stânga, PSD îmi dă mai mulți bani de la, cred, 1 ianuarie, nu mai știu de când. Nu mi-i dă de mâine, ce-i drept. Pe acest subiect eu am preferat varianta exprimării tranșante, cu puterea exemplului. Pentru că eu am fost în Parlament la un moment în care s-a făcut o greșeală de către partidul din care făceam parte, o greșeală pe care am făcut-o și eu. Și anume, pe niște cifre oferite de președintele Traian Băsescu, s-a ajuns la concluzia că pot fi majorate salariile profesorilor cu 50%, adică dublate. Prim-ministru atunci era Călin Popescu Tăriceanu și spunea, nu domnule, datele prezentate de președinte nu sunt cele corecte, eu sunt prim-ministru și vă spun că nu pot fi dublate și nu poate fi susținută creșterea. Noi fiind atunci într-un parteneriat cu președintele Traian Băsescu, am crezut argumentele domniei sale și am votat în Parlament dublarea salariilor profesorilor. Se întâmpla în anul 2008. Ce s-a întâmplat? Nici până astăzi nu au fost dublate, pentru că a existat o lege. Unii profesori au dat statul în judecată, unii au câștigat, alții au pierdut. S-a creat o inechitate în sistem înfiorătoare, pentru că aveam trei categorii de profesori. Unii care au dat statul în judecată, unii care n-au dat statul în judecată și unii care au primit decizie nefavorabilă în instanță. Inechitate pe care am corectat-o printr-o lege votată și intrată în vigoare acum câteva luni de zile. Iată, așadar, în anul 2016, după anul 2008. Eu nu doresc să mai repet această greșeală. Până când nu voi vedea o execuție bugetară, să știu și eu exact situația încasărilor, situația veniturilor bugetului, nu pot să mai votez o propunere oricât de tentantă, oricât de justă ar fi, pentru că n-aș avea garanția că ea poate fi susținută. În plus de asta, suntem
la doi pași de bugetul pe anul viitor. Adică mai mult decât atât. Aiurea. Această decizie încalcă o altă lege în vigoare. Deci tu nu poți să dai o lege parlamentar fiind încălcat o altă lege pe care tot tu ai dat-o. Noi avem o lege a responsabilității fiscal-bugetare. O lege gândită cu cap și necesară. Și anume, tocmai pentru a preîntâmpina desfrâul acesta populist în ajun de campanii, să nu poți, prin lege, ca înainte cu 6 luni de alege, să mai majorezi salarii, să intri într-o sarabandă a cheltuirii banului public. Ori această propunerea PSD-ului, dincolo de faptul că nu are ancorare și nu are susținere financiară, încalcă această lege a prudenței bugetare și sfidează, practic, o decizie a Parlamentului, ceea ce nu mi se pare corect. Al treilea lucru, la fel de înfiorător, este și faptul că, pur și simplu, în proporție de 99,9% amăgești cetățenii. Amăgești cetățenii, pentru că aceste creșteri, neavând bani în buget, nu ai din ce să le susții. Cum poți tu să te duci, să te uiți în ochii mamei tale care este profesoară și să-i spui, știi, salariul tău va crește cu 20% și pe aia cu 30% și cu 50%, fără ca lucrul acesta să se întâmple? Mie mi se pare pur și simplu înfiorător. Ei o știu? O știu foarte bine. Cum să nu cunoască? În primul rând, ați văzut dialogul președintelui Comisiei de Muncă și Asistență Socială cu un secretar de stat al guvernului, care, întrebat fiind care este impactul bugetar, răspundea devastator. O altă întrebare a secretarului de stat a fost, ați prevăzut sursa? Dar ce treabă aveți dumneavoastră cu sursa noastră? Sursa noastră o să o inventăm acum. Adică sunt niște lucruri, dincolo de faptul că sunt grotești, sunt halucinante. Da, dar se adaugă unei proaste imagini pe care Parlamentul a clădit-o în timp. Da, și așa este. Și se întărește această neîncredere în Parlament. Asta vreau să spun. Deși nu toți oamenii sunt la fel, toți de acolo, ia că apare câte o pleașcă din asta de nu mai știi cum să o interpretezi. Și îți confirmă ceea ce bănuiai de mult, că în Parlament există o mână de oameni care fac cu totul alte jocuri. Și ca să răspund mai punctual la ce m-ați întrebat, dacă ei o știu, da, o știu. Culmea este că și-o și asumă. Cinic și-o asumă prin răspunsul acelui președinte de comisie în Parlamentul României, în Camera Deputaților, Camera Decizională, își asumă o asemenea grosolănie. Suntem în prag de campanie electorală și înainte de a ne despărți, am avut, și m-am bucurat că s-a întâmplat așa de data asta, am avut pe parcursul precampaniei, aici în studio, mai mulți pretendenți la fotolii de parlamentari, și de la PNL și de la alte partide. Am aflat în linii mari cam ce își dorește fiecare. Îmi aduc aminte care erau prioritățile lui Nicolae Neagu, care erau prioritățile lui Mircea Cazan. A fost Virgil Popa aici și ne-a vorbit despre priorități de asemenea. Până și colega dumneavoastră mai tânără, Andreea Vasiu, a venit cu câteva idei oarecum pe direcția din care provine ea, având în vedere tineretul. Eu aș vrea să vă întreb altceva. Pe perioada campaniei electorale, oamenii ăștia pe care i-am pomenit și care vin de la PNL vor accentua teme clare pe care vor să le susțină în Parlamentul României și care să nu fie păcălel de genul, domne, vă fac canalizare sau alte lucruri care am văzut că se poartă. Te duci la sate și le spui, vă fac canalizare. Parlamentarul face nu știu cum, cu târnăcop, habar n-am. Adică vom avea de la candidați, noi am avut aici, dar vom avea și pe alte mijloace de la candidați puncte clare. Domne, merg cu asta până în pânzele albe. Noi am avut niște criterii care au stat la baza definitivării listelor. Unul dintre criterii a fost susținerea sibienilor. Alt criteriu a fost activitatea de până acum, implicarea în societate și al treilea implicarea în viața partidului, adică să fi fost prezent în Partidul Național Liberal. Și în acest context, cei care au trecut de aceste criterii au fost obligați, dacă vreți, de standardele pe care noi le-am fixat să își construiască niște proiecte politice realizabile și sustenabile în fața sibienilor.
Vă dau exemplul meu, că mi este cel mai la îndemână, dar pot să vă spun și despre colegii mei. Toată lumea știe că m-am ocupat de educație și când trag linia sunt proiecte concrete care au rămas în urma mea, însă mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Și vă dau exemplul universităților și așteptărilor uriașe care există ca universitățile să ajungă să fie competitive cu ceea ce există în sistemul educațional internațional, să avem niște standarde de etică, calitate și integritate în sistemul universitar, rezultat în urma unor evaluări care să ne pună într-un plan de comparare cu celelalte universități din lume. Așadar, evaluarea externă a universităților este un lucru care arde, care trebuie făcut și care poate fi făcut. Eliminând suspiciunile, doamnă. Eliminând suspiciunile. Fiindcă dacă în materie de doctorate continuăm să avem semne de întrebare majore. De aceea a fost și bătălia uriașă în Parlament de a-i salva pe plagiatori și de a mai desfința o instituție sau amputa o instituție care rămânea ca instanță supremă de evaluare a cazelor de plagiat, adică a cazurilor de nerespectare a eticii universitare. Îmi doresc atât de mult să se vorbească mai mult în România despre etică, integritate și calitate și în educație și în sănătate și peste tot. Și v-am mai spus și dumneavoastră, vreau să vorbim despre lucrurile astea, vreau să vorbim despre patriotism, vreau să vorbim mult mai mult despre ceea ce putem oferi noi țării înainte de a aștepta. Dar să îmi termin. Un alt proiect care trebuie și poate fi făcut în secunda 2 și pe care îl voi urmări cu prețul activității sau existenței mele politice, este întărirea învățământului profesional. Este injust și neproductiv ca învățământul profesional în România să fie văzut ca o cameră a rebuturilor, a celor care nu reușesc în alt sistem și se duc acolo ca să aibă și eu patalama, în loc ca sistemul profesional în România să pregătească forță de muncă pentru piața muncii. De aceea, proiectul pe care îl am scris și pe care îl voi urmări și pentru care sper să obțin majoritate parlamentară în mai scurt timp, că obțineam și acum, dacă mai aveam ceva timp la dispoziție, da? Prin care investitorii să construiască și să participe activ, că deja facilitățile pentru investitorii care vin și pun bani în învățământul profesional le-am obținut. Dar să pun investitorii practic cap la cap cu școlile profesionale, cu liceele tehnologice, astfel încât tot ceea ce pregătești într-un liceu tehnologic profesional să fie compatibil cu așteptările și cerințele pieței muncii. Revenind la ceilalți colegi, Virgil Popa este specializat pe administrație publică. A vorbit despre susținerea pe care el poate să ofere în dialogul cu instituțiile statului pentru a face o centură de sud a Sibiului. Constantin Șovăială este specializat pe administrație publică. A spus concret despre legea unică a salarizării în sistemul bugetar și pe care o vom face, o vom susține și o vom avea într-un final, precum și de un cod al administrației publice locale. Și așa mai departe. Pot să vorbesc despre fiecare coleg. Vreau să vă mulțumesc, doamnă, pentru prezența în această seară. N-aș vrea să vă mai întreb ce fel de campanie ne așteaptă sau vă așteaptă, mai bine spus, că știți, uneori socotelele de acasă se potrivesc cu cele din târg, s-ar putea ca ceea ce ne spuneți acum să fie complet schimbat de realitate, oricât de optimistă ați fi, s-ar putea să vină unii cu alte jocuri pe parcursul campaniei, cum de altfel s-a mai și întâmplat. Vreau deci să vă mulțumesc și să vă urez succes în campanie. O curiozitate, cum vă mai aveți cu Forumul German? Suntem într-o alianță foarte pozitivă la nivelul Consiliului Județean și la nivelul Consiliului Local. De altfel, deciziile din Consiliul Județean mă fac să-mi crească inima de bucurie pentru că văd proiecte care puteau fi făcute pentru județul Sibiu cu ani în urmă, deja puse în mișcare într-o perioadă atât de scurtă cât s-a scurs de la alegerile locale. Așadar, această alianță PNL-FDGR la nivel de județ Sibiu este una benefică. De altfel, și în Parlament cu deputatul Ovidiu Ganț am avut o colaborare sănătoasă și cred că în continuare vom putea
munci pentru România. Vă mulțumesc pentru prezență. Ovidiu Ganț urmează în câteva momente. Doamnelor și domnilor, încheiem această seară cu o discuție, sunt convins, pe care vă doriți și dumneavoastră, cu deputatul în funcție al Forumului Democrat al Germanilor din România și un candidat pentru un nou mandat, Ovidiu Ganț. Mulțumesc pentru întâlnire, domnule deputat. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Ne apropiem de o campanie electorală, suntem la nicio zi distanță, de fapt câteva ore distanță de momentul în care campania va începe. Am senzația însă, și e de fapt o întrebare, am senzația însă că în realitate campania a început de ceva vreme. Prin comportamentul partidelor, nu mai vorbim de afișările care, în mod teoretic, dacă sunt interzise în campanie, ar fi trebuit să fie interzise și în extra campanie, dar și prin gesturi administrative și politice, mă refer la salarii. Și am această curiozitate. Sunteți membru al Camerei, cameră care a fost foarte decizional, dacă nu mă înșel, pe povestea salariilor. Cum ați votat? În primul rând am fost prezent, pentru că, după cum știți, nu lipsesc decât dacă plec în Germania. Da. În al doilea rând, aveți vreo bănuială că a fost o problemă cu numărul, cu ce vedeam la televizor? Știți cum e, stând în prima bancă și cu spatele, n-ai cum să vezi. E destul de greu, de aia nici nu vreau să mă pronunț, până una alta, până la proba contrarie, luăm de bună situația actuală și dacă se constată că nu e în regulă, nu-i treaba mea neapărat să o fac. Ideea e următoarea. Tocmai din acest considerent au fost de fapt două voturi. S-a cerut, justificat, vot prin apel nominal, pentru că de ceva vreme nu funcționează votul electronic, ceea ce, da, de vreo 6 luni, ceea ce e o chestie bizară, dar la această solicitare, evident că am votat pentru. E adevărat că am fost numai vreo 5 sau 6 care am votat pentru. Am spus foarte clar, e pentru eliminarea oricăror dubii asupra prezenței și asupra modului cum a votat fiecare, ca să nu se poată ascunde după aia în spatele votului cu mâna ridicată. Uh-huh. La al doilea vot, când s-a pus problema pe fond, am votat pentru. E cât se poate de clar că atunci când m-am dus în Parlament și e a patra oară când vreau să mă duc, am spus că pentru mine învățământul e o chestiune extrem de importantă. Și în egală măsură, atunci când forumul și eu personal ne-am implicat politica să obținem ajutor financiar din Germania pentru cadrele didactice din sistemul nostru de învățământ, nu văd cum aș putea să mă poziționez acum altfel decât în favoarea colegilor. Știți, până la urmă, sunt profesor toată viața. Corect. Un singur lucru e de discutat și aici cei care critică au dreptate, momentul în care s-a votat. Adică nu cred că ne-ar fi împiedicat nimic ca să facem votul ăsta, nu știu, în septembrie sau... Corect. Sau în ianuarie, dacă... Sau în decembrie, mă rog, odată cu apariția... Bine, oricum e clar. Pe de altă parte, ca vechi parlamentar, eu știam și anticipam ce discuții vor urma. De altfel, discuția nu e încheiată. Vom vedea cum se vor pronunța, știu și eu, Curtea Constituțională, dacă e cazul, dacă există observații la nivelul administrației prezidențiale și președintele o întoarce la, sau nu, a spus că o așteaptă la... Evident să o aștepte. E un demers în favoarea unei categorii. Două, pentru că și aici am un comentariu și în ce privește sănătatea. Știți, nu putem să ne lamentăm permanent că ne pleacă medicii și asistentele și îngrijitorii și așa mai departe în Occident, pe de o parte, și pe de altă parte, când se vine cu o măsură de genul ăsta, să zicem că e pomană. Deci m-a jignit foarte mult afirmația ministrului respectiv de la muncă. Deci nu e nicio pomană. Acești oameni muncesc și nimeni nu primește pomană. Toată lumea primește salariu. Corect. Și de aia n-am avut nicio reticență. În plus, nu sunt convins de cifrele anunțate în ce privește deficitul bugetar pe anul în curs. Adică nu cred că ne îndreptăm cu pași repezi spre depășirea țintei de maxime de deficit de 3%. Cred că, în ciuda acestei decizii, care de fapt grevează bugetul pe anul viitor. Hai să fim serioși, nu pe ăsta de anul ăsta.
Deci sunt multe considerente pentru care am votat împotrivă. Repet, dacă Curtea Constituțională vede lucrurile altfel, nu pot să le vadă altfel pe fond, ci doar pe formă. Rămânând la calitatea noastră de bază, aceea de profesor, v-a preocupat de, cred că de când ați intrat în Parlament, v-a preocupat situația învățământului în limba germană. Interesant, și vă auzeam vorbind despre asta și în conferința de presă de la Sibiu, interesant, învățământ în limba germană care de, cred că, ani de zile nu mai este dedicat și destinat doar minorității germane. Avem cel mai bun exemplu la Sibiu, unde lucrurile stau exact așa. Totuși, învățământul în limba germană se confruntă cu probleme, la fel cum se confruntă de altfel învățământul în general în România. Simțiți că în anii ăștia, când sunteți parlamentar, totuși niște pași s-au făcut? Esențial, totuși? N-am avut senzația în toți cei 27 de ani despre care vorbim, pentru că problemele mari au apărut odată cu Revoluția, când au emigrat din nefericire foarte mulți germani din România. Și măcar în ceea ce privește cadrele didactice, s-a generat o mare problemă la nivel național, nu numai la Sibiu. N-am avut senzația că a existat o discuție și un plan strategic în învățământ. Din contră, am avut senzația că fiecare ministru suferă de sindromul Spirul Haret. Deci toți au senzația că sunt chemați în postul respectiv ca să reformeze câte ceva. Și fiecare a venit cu tot felul de schimbări, o cârpeală de fapt, dar nu o viziune de ansamblu asupra sistemului, și rezultatul a fost pe măsură. Mai e o componentă a preocupărilor Forumului German și a mea, și anume aceea învățământului profesional cu caracter dual, care a prins rădăcini și la Sibiu, dar și la Brașov, Timișoara și așa mai departe, pentru că lipsa acută de forță de muncă din economia românească trebuie compensată prin ceva. Da, da, vedeți, rădăcinile care s-au prins, am senzația că au prins nu datorită statului, nu mulțumită statului, ci ca pornire a mediului de afaceri. Societăți care au ajuns în Sibiu, germane sau din altă parte, care au ajuns în Sibiu, în Timișoara, au împins de la spate motorul, fiindcă nu aveau oameni. Păi da, dar aici trăim o contradicție, dacă vreți. Sunt interese pentru a avea cât mai mulți studenți, mai ales la universități care au apărut după 90, multe dintre ele, foarte multe dintre ele, de slabă calitate, dar unde cadrele didactice au o influență mare în mediul politic și asupra Ministerului Educației. Și asta vine în contradicție cu eventual elevi la școala profesională. Ori dacă nu înțelegem că trebuie să găsim un echilibru între învățământul teoretic și cel profesional, și că nu anumite interese personale sau de grup dictează numărul, cifra de școlarizare, ci necesitățile societății, ale economiei în speță, atunci vom continua cu această situație care, după părerea mea, e greșită. În plus, vedeți, există pe bună dreptate preocupări în ce privește școli doctorale în România. Dar când am propus în Parlament la începutul legislaturii, împreună cu colegii mei, Pambuccian și Zisopol, ca să fie sancționate universitățile care eliberează diplome fără acoperire, prin pierderea acreditării. De exemplu, Comisia de Învățământ din Cameră a dat aviz negativ, Senatul de asemenea. Să fie prea dur. Desigur, nu-i așa? E prea dur ca să pedepsești hoția și poate impostura. Poate la 3-4 dacă îi prindem, la prima nu. Da, dar vedeți, se întoarce împotriva noastră. Evident. Se întoarce împotriva noastră și decredibilizează în întreg sistem. Absolut, întregul sistem, și când vezi atunci cireașa de pe tort cu tot felul de doctori, care mai de care, știți, până la urmă o chestie de bun simț. Eu cred că trebuie să iei decizii în viață și să clarifici ce vrei să faci. La începutul anilor 90, fostul meu profesor, Dumnezeu să-l odihnească, profesorul Mircea Craioveanu de la Timișoara, la geometrie, mi-a propus să-i devin asistent, să fac doctorat și așa mai departe. Am spus, domn profesor, eu nu sunt pentru cercetare, pentru doctorate, mie îmi place la catedră, la liceu, acolo unde sunt, vă mulțumesc foarte mult. Am făcut o opțiune, da, la vremea respectivă. Deci nu m-am dus pe linia academică să fac un doctorat, să ajung, nu știu, profesor universitar.
să mă duc în politică, să fiu membru al Parlamentului și după aia să-mi dau pseudo-doctorate, pentru ce? Nu cui știu, folosește? Chiar, l-am auzit pe un astfel de doctor de București care spunea că și-a dat doctoratul ca să fie în rând cu ceilalți, că era la modă. Era modă, am înțeles. Da, deci asta sintetizează... Ca și cum o pereche de pantofi, da. De exemplu. Uh-huh. Deci asta sintetizează, de fapt, nesimțirea unor astfel de doctorate și impostura adusă la maximum. Da, vedeți, suntem, de fapt, în fața unei situații care depășește granițele educației, se răsfrânge asupra politicului asupra și de acolo asupra societății. În general, sigur, sigur. Și atunci mă întorc la o chestie pe care noi am mai discutat-o în alte emisiuni. Nu aveți uneori, prin alăturare cu genul ăsta de colegi din Parlament, un sentiment de jenă? Deși, repet, și aici cred că totul mi-e de acord, mai ales dumneavoastră, nu toți sunt la fel. Dar nu. Sunteți într-o companie care uneori nu vă onorează în Parlamentul României, zic. Nu, pentru că curajul să-mi asum gesturile și acțiunile mele politice, mă uit în ochii dumneavoastră fără nicio ale jenă. Ale da, gesturile, da. Indiferent că mă critică unii sau alții, putem să discutăm, dacă vreți, și despre votul privind salariile profesorilor și medicilor, dar eu mi-asum. Eu cred că am gândit, m-am confruntat cu problema, m-am documentat, inclusiv pe cifrele de deficit și așa mai departe, am stat și m-am gândit. Asta a fost decizia mea, conform conștiinței mele. În rest, răspunderea, repet, e individuală, cum în egală măsură nu accept. Am fost recent la o manifestare a mediului de afaceri la București, nu intru în detalii, unde un om de afaceri făcea referire la parlamentarii irresponsabili, la modul general. În discuție chiar cu un membru al guvernului, care nu e parlamentar, și cu alți oameni de afaceri. Am plecat. Deci eu asemenea chestiuni de ordin general nu accept, pentru că pera contrario, i-ar fi convenit să spun hoții ăștia dintre oamenii de afaceri. Mm-hmm. Sau evazioniștii. Da? Evazioniștii sau așa. Da. Deci am ajuns într-un hal în societate în care nu mai diferențiem, batem câmpii pe subiecte pe care nu le cunoaștem, dar avem pretenția că vorbim serios. Din ce vine asta, doamnă deputat? Vine din ceva, vine din... Dintr-o superficialitate totală, din lipsă de educație, din lipsă de informare. Deci ce-ar fi acum să vorbesc eu despre agricultură? N-aș fi ridicol. Adică, sigur, toți avem opinii despre, la modul general. Da, dar poate un capital acolo undeva la fermierul din Săcădate s-ar aduna. Da, s-ar nu conta. Știu. E posibil și asta, dar... Ieri, de exemplu, când am avut ședința a doua a Comisiei Prezidențiale pentru Proiect de Țară, am împărțit grupurile de lucru. Ne-am împărțit pe grupuri de lucru, suntem 24 de persoane, câte 6 în fiecare. Evident că m-am dus la capitolul legat de învățământ, cultură, societate și nu m-am dus, de exemplu, la economie. Da. Da? Nu sunt un expert în economie. Deci, în toate acțiunile astea, trebuie să ai bun simț. Eu am avut senzația că o bună parte dintre politicieni sunt ghidați după expresia scopul scuză mijloacele, iar scopul este să mai prindem un mandat, să mai rămânem o dată acolo. Iar mijloacele nu contează. Putem vorbi despre agricultură, deși suntem, da, nu știu... Profesor de matematică. Profesor, da? De matematică, da. Voilà. Și toate astea adunate, puse cap la cap, împreună cu ce se mai întâmplă în societate, creează un peisaj pe alocuri dezolant. Dacă ar fi numai în politică așa, n-ar fi o tragedie. Da. Dar senzația mea e că în întreaga societate există tendința asta. Toți sunt experți la toate. Toată lumea e preocupată de ce fac alții și mai puțin de ce face el. La locul lui, fiecare în societate. Ați pomenit oarecum de ceea ce se întâmplă la nivel prezidențial și aș vrea, fiindcă am vorbit despre educație, să ne aducem aminte de niște declarații ale lui Klaus Iohannis, care profesor fiind, deși despărțit de catedră încă dinainte de perioada de a fi primar, fiindcă și când a fost inspector general deja nu mai profesa. Klaus Iohannis, ca profesor data asta, spunea, domne, trebuie să ne așezăm și să gândim o strategie, spunea cineastră că asta ne-a lipsit, o strategie care să nu privească următorii 2 ani sau următorii 5,
o strategie care să privească poate următorii 15 ani și care la final să dea societății acei tineri orientați spre carieră, profesioniști și așa mai departe. Și foarte important, acei tineri care nu trebuie neapărat să aibă toți diplomă de absolvent de studii universitare, de studii superioare. Cu siguranță și chiar ieri, revin la discuția avută acolo, colegul meu Pambuccian invoca lucrarea unor mari economiști mondiali care vorbesc despre a treia revoluție industrială, urmările, robotizare și așa mai departe, excesul de forță de muncă care nu va mai face față acestor exigențe și așa mai departe. Astea sunt probleme la care ar trebui să se gândească mediul politic din România, pentru că noi nu suntem izolați, trăim nu împreună cu toți ceilalți și acționăm într-o piață comună și dacă n-ai un plan de lungă durată și permanent vii cu măsuri pompieristice de azi pe mâine, cred că nu vom ajunge departe. Aș vrea foarte pe scurt două teme să mai abordăm. Una privește chiar mediul de afaceri. Sunteți un om care fie a fost consultat, fie uneori chiar a stat la baza prezenței unor companii germane în partea asta a țării. Mă refer aici la Sibiu, mă refer la Blaj, mă refer la Timișoara. Oamenii ăia când vin aici, construiesc fabrici, dau locuri de muncă oamenilor de la noi, nu vă spun după vreme, domnul deputat, e ok, producem, facem profit, dar ne-ar trebui alte tipuri de legi, unele care să ne asigure stabilitate financiară și așa mai departe. Cred că cel mai frecvent îmi spun lăsați-le mai multă vreme așa cum sunt, nu le tot modificați. Bune, proaste, dar nu le schimbați. Da. Deci predictibilitatea cred că e importantă pentru ei și nu câte un șoc la fiecare, nu știu, nou buget sau ceva de genul ăsta. În plus, mai avem o discuție absolut populistă în ultima vreme, investitori străini versus oameni de afaceri autohtoni. E o falsă temă. Ați văzut-o probabil la București, la televiziuni. Dar știți că seamănă cu altă temă, gen prim-ministru care a stat în străinătate și da, n-am mâncat să l-am de soia. Da, astea sunt exact. Chestii vechi de la Ion Iliescu, citire și pe da, seamănă teribil, frontul da. Salvării. Nu ne vindem țara și așa mai departe. În loc să ne uităm care e contribuția la PIB-a acestor investiții și să nu ne-am pune întrebarea ce ne-am face fără. În plus, sigur că poți să iei măsuri să sprijini mediul de afaceri autohton și trebuie să o faci. Dar asta nu implică neapărat faptul că le iei împotriva investitorilor străini. Mă exclude pe alta, evident. Germania, care e cea mai mare putere economică europeană, în fiecare an se luptă și anunță cu mândrie că are, nu știu, un nivel record al investițiilor străine în Germania. Deci eu aș fi fericit să avem, de exemplu, o distribuție mai echilibrată a acestor investiții pe teritoriul României, pentru că în sud și în est, din punctul ăsta de vedere, e jale. De ce ține, mă iertați, de autoritățile locale de data asta, de felul în care reușesc să facă atractive? Nu, ține de două chestiuni. Lipsa infrastructurii de transport și pe cale ferată și pe căi rutiere, pentru că nu-și pot duce marfa produsă sau nu pot importa componente în timp real. Știți că mulți livrează just in time și atunci trebuie să aibă fluxul asigurat. Și doi, sigur că e un bonus pentru Transilvania și Banat, pentru că aici există mulți vorbitori de limbă germană în speță și învățământ de limbă germană și atunci forța de muncă calificată care există și dincolo are aici un bonus pentru că știe nemțește. Dar s-a mai creat o teză falsă, povestea aia cu Bucureștiul care asigură nu știu cât la sută din PIB și noi ceilalți stăm cu mâna întinsă. E o iluzie. Se întâmplă asta doar pentru că administrarea fiscală și sediile fiscale sunt înregistrate în București, dar munca și producția e aici. Și mai la încă ceva, mari contribuabili au fost direcționați, deși ei ca sedi, așa ca administrații sunt în teritoriu, au fost direcționați fiscal sigur, spre București. Și se creează impresia falsă că Bucureștiul produce ei nu știu cât bani, la sută din PIB și că noi ceilalți ce ne-am face fără ei. Nu e adevărat. Nu e adevărat și cum nu e adevărat nici invers că permanent înghit banii. Problema nu e că înghit banii, problema e că redistribuirea banilor la buget nu se face pe bază de lege, ci pe bază de, hai să zicem așa, influențe politice, de unde e ministru cu tare sau ministru cu tare. Și atunci, sigur că se nasc
frustrări, că poate că și eu aș vrea alocări bugetare mai mari pentru Sibiu sau pentru Timișoara, dar ele merg la Vaslui și Slatina. Da? Pentru că așa vrea ministrul sau vrea guvernul. Asta nu e în regulă. Am mai spus-o, ne trebuie o lege, așa cum e în Germania, pentru echilibrare, dezvoltare echilibrată între regiuni, dar pe bază de lege, nu pe bază de decizie ale executivului. Aici stăteam și mă gândeam dacă nu cumva undeva în rădăcinile a ceea ce s-a întâmplat în societate, vorbeați de infrastructură și într-adevăr Transilvania din punctul ăsta de vedere stă infinit mai bine decât restul țării, dar mă gândeam dacă nu cumva în rădăcini ajungem tot la nivelul de percepere a populației în raport cu politica, fiindcă, spre exemplu, vă aduceți aminte, Moldova a votat aceeași culoare de 26 de ani într-una, fără ca în Moldova, în esență, să se întâmple ceva bun. N-au autostrăzi, zona este săracă și așa mai departe. Și s-ar putea, deci, să țină tot de percepția pe care cetățeanul are vis-a-vis de politică. Dom'le, îmi dă ajutor social, nu mai contează că face sau nu face. Tot la educație ne întoarcem. Da, e foarte importantă și, dacă vreți, decisivă până la urmă. În plus, culorile astea la vot, adică, știți cum e, nu trebuie să fim dogmatici neapărat. Nu, nu, nu. Dar, totuși, nu putem să ignorăm diferențele evidente. Adică, e clar că se poate declara. Întrebarea exact asta va fi. Da. Vă votez cu ăla odată, de două ori, de trei ori, că e băiat simpatic. Da. Dar drumul tău e tot neasfaltat, tot n-ai autostradă și poate e momentul să-i dai o sancțiune, nu fiindcă e stânga sau dreapta, ci fiindcă n-a făcut nimic. Da, în plus la noi se mai întâmplă un lucru rău, după părerea mea. La fiecare ciclu electoral se schimbă guvernul. Culoarea guvernului, compoziția politică. Nu avem perioade de guvernare lungi pe o anumită direcție, cum are, iară revin, exemplu, da. Germania, unde guvernarea Kohl sau Merkel, inclusiv cea social-democrată, a avut măcar 7 ani. Uh-huh. Adică, la fiecare 4 ani, schimbări de optică, de viziune, agravate și de lipsa unui plan a la lung, deci de-aia salut intenția președintelui Iohannis de a face acest plan de țară, proiect de țară. Poate reușim forțele politice din România să ni-l asumăm ca atare, pentru că toți lucrăm, din toate partidele suntem acolo, să ni-l asumăm și după aia, indiferent cine vine la guvernare, să urmărim planul ăsta, bun, cu nuanțe acum, stânga, dreapta, nu contează. Dar esența să rămână. Esența să rămână și să avem un scop. Uite, încolo ne ducem ca societate în România. Spuneam că sunt două teme, de fapt ar fi mai multe, dar plec de la ideea că pe parcursul campaniei electorale ne vom revedea și vom discuta și altele. Una e de foarte mare actualitate. Ați fost euroobservator, apoi europarlamentar, sunteți acum parlamentar și cu atenție deosebită spre politica externă. Au fost alegeri în Statele Unite și eram curios dacă, după părerea dumneavoastră, ceea ce s-a întâmplat acolo cu votul pentru Donald Trump, va afecta în vreun fel sau altul relația Statele Unite-Uniunea Europeană și, pe care de consecință, Statele Unite-România. Adică, mă iertați, da. Credeți că Donald Trump va continua să fie acel Donald Trump din campanie? Pot să bag mâna în foc deja de acum că nu. Chiar și discursul de după rezultat și așa arată că și acolo, ca și la noi, se spun multe în campanie și după ce se liniștesc lucrurile, se schimbă oarecum și optica și abordarea. Sigur că fiecare președinte american își pune amprenta asupra administrației, dar nici el nu e de capul lui. Adică, totuși, până la urmă, americanii sunt unii care se laudă cu sistemul de checks and balances. Mm-hmm. Da? Deci, cum se controlează puterile în stat între ele și cum se echilibrează. Deci, e clar că, în ciuda influenței președintelui, fără Camera Reprezentanților, fără Senat, nu merge, justiția își vede de treaba ei în America și așa mai departe. Sigur că sunt abordări diferite față de președintele Obama, e clar că altfel vor decurge lucrurile, mai ales în politica externă. În ce ne privește, nu văd ce s-ar putea schimba. Avem un parteneriat foarte bun cu americanii. Chestiunile astea de natură strategică, militară, cu siguranță nu se schimbă. Ceea ce ar fi foarte interesant ar fi ca, din perspectiva și din background-ul lui de om de afaceri,
să înțeleagă poate că și pentru oamenii de afaceri americani România ar reprezenta o oportunitate. Asta ar fi un lucru foarte bun și dacă am reușit în anii următori să pedalăm mai mult pe relația economică, dincolo de cea militară în plus, dacă partidele își vor ține cuvântul dat și angajamentul acela de a ne îndrepta spre 2% din PIB pentru cheltuieli de apărare va fi respectat, cred că inclusiv acea afirmație din campanie referitor la plata, onorarea notei de plată pentru apărare, în ce ne privește, va fi achitată, ca să spun așa. Am văzut preocupări în sensul ăsta, ați văzut că până și în ce privește producția, industria de apărare, deja sunt semne bune, recent s-a semnat un tratat cu Germania în materie. Deci eu cred că lucrurile merg bine. Am fost recent la Satu Mare, am stat la o discuție între oamenii din armată, din sistemul de apărare și președintele țării. Vă dați seama că nu m-am amestecat în discuție, da. Tot așa nu mă pretind a fi un mare expert în armată, deși, spre deosebire de mulți care comentează la televizor, eu chiar am făcut armata la vremea respectivă și sunt ofițer de rezervă, dar am înțeles totuși preocuparea de ambele părți pentru a se îmbunătăți situația și să știți că cele mai interesante puneri de probleme și de poziție au avut-o tinerii elevi de la liceele militare, foarte interesant. Când îi lași să vorbească liber și când nu îi pui să citească o întrebare. A fost extrem de încurajator. M-am bucurat și eu de fiecare dată, apropo de asta și de tinerii care vor fi cât de curând în fruntea Armatei Române, m-am bucurat deci de fiecare dată să întâlnesc aici, la Sibiu, provenind din licee militare, tineri studenți ai Academiei Forțelor Terestre cu minți absolut sclipitoare, iar ceea ce reușește deja Academia de la Sibiu să facă pentru ei, dincolo de ce vor face ei apoi ca studenți, e absolut senzațional. Academia de la Sibiu s-a dezvoltat în ultimii ani sub conducerea generalului Bârsan la modul deosebit. Domnule deputat, vreau să vă mulțumesc. Îndrăgesc că ne vom revedea în campanie și vom discuta și alte teme. Cu siguranță. Domnilor, luăm o scurtă pauză și revenim pentru final. Schimbările climatice se întâmplă și în orașul tău. Fii responsabil. Alege adaptarea. Agenția pentru Protecția Mediului din Sibiu se adaptează la schimbările climatice prin proiectul Calea Verde spre dezvoltare durabilă. Iar rezultatele sunt: prima clădire a unei agenții de mediu din țară adaptată la schimbările climatice, primele strategii și planuri de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice în Sibiu, Brașov și Târgu Mureș, două clădiri eficientizate energetic, educare, informare și conștientizare privind adaptarea la schimbările climatice, peste 10 km de cabluri de electricitate și comunicație coborâte în subteran în Sibiu, Calea Verde spre dezvoltare durabilă, proiect finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Dar domnilor, atât pentru astăzi. Ne vom revedea mâine la emisiune. Între altele vom vorbi... campanie electorală. În campanie electorală, dar nu vom vorbi politică mâine, culmea. Mâine vom vorbi, între altele, despre basket. Vom vorbi și despre Ars Hungarica. Este cea mai mare manifestare culturală a maghiarilor din Sibiu. Dar vom vorbi, între altele, despre meciul de basket care va avea loc sâmbătă. Va veni directorul de la CSU aici la emisiune. Pe mâine, deci. La revedere!